Și puternic Dumnezeu.
bun venit la cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală. Dorim. Ne bucurăm că în seara aceasta să putem să fim în locul acesta și sub provocarea Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este trecut și pe buletinul pe care l-ați primit la intrarea în sală, să putem să cântăm cu veselie Domnului. Cred că una din cele mai mari binecuvântări de care a făcut parte Dumnezeu omului este șansa de a-L lăuda pe El ca fiind creator. Ce se întâmplă în seara aceasta aici nu este nimic altceva decât o exprimare a bucuriei care este în inima noastră de a-L lăuda pe Creatorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Ne bucurăm să avem înaintea noastră o formație de oameni deosebiți care laudă pe Domnul în armonie, în unitate. Stând pe bancă mă gândeam, așa cum acești coriși s-au unit să laude pe Domnul, în marea zi, când Domnul ne va chema acasă, biserica Lui răscumpărată de pe întreg pământul, se va forma un cor care va cânta laudă Mielului și toți cu o voce, cu un glas, îl vom binecuvânta pe El. Și iată că în seara aceasta o mică frântură din ceea ce va fi în ziua când va suna trâmbița lui Dumnezeu la final. În seara aceasta ne face o deosebită plăcere să prezentăm dirijorii care conduc formația și formațiile care sunt sau bisericile care sunt reprezentate în seara aceasta aici. Din România avem împreună cu noi pe fratele Gabriel Văcean, care este dirijorul de cor în Biserica Betania din Arad. Ne bucurăm că este împreună cu noi și dorim ca Dumnezeu să îl binecuvinteze. De asemenea, vrem să salutăm și să spunem bun venit la Atlanta fratelui Dragoș Juravle, care este dirijorul de cor al corului din Biserica Elim Church of God din Hollywood, Florida. Ne bucurăm că este împreună cu noi. El a venit împreună cu corul Bisericii Elim și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și de asemenea este însoțit și de unul din pastorii din corpul pastoral al Bisericii Elim, fratele David Shalar. Ne bucurăm că este împreună cu noi și pe el dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. De aici, din Atlanta, fratele Andrei Piu este dirijorul corului Bisericii Elim Romanian Pentecostal Church. Este și el împreună cu corul Bisericii Elim și dorim ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. De asemenea, văd în sală parte din membrii Bisericii Elim și ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și lăsat la urmă, dar nu în ultimul rând, fratele Larry Panfile este dirijorul corului Bisericii Philadelphia și el este și organizatorul acestui eveniment. Dorim pe toți Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și vom pune numele Domnului peste lucrarea aceasta. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă. Atunci când este izvorâtă dintr-o inimă curată, ea ajunge până la tronul lui Dumnezeu. Vrem ca toată lucrarea care se face în seara aceasta aici să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu. Și din tot ceea ce se întâmplă în locul acesta, numai El, Dumnezeul nostru, să-și primească slava și cinstea, binecuvântat să fie numele Lui. Vă chem pe toți să ne unim glasurile și să binecuvântăm numele Domnului, înălțând o rugăciune în care să-L lăudăm, să-L binecuvântăm și să punem numele Domnului peste strângerea noastră la oaltă. Ne rugăm împreună cu toții. Să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile și urmează în continuare să ne închinăm Domnului împreună cu corul, așa cum au fost pregătite lucrurile.
Fiului, Fiului, Domnului.
ești măreț Dumnezeu, nimeni nu e ca tine, universul se închină. Bye.
În Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, Cuvântul Domnului ne spune despre niște oameni care au pornit într-o căutare misterioasă.
Spune cuvântul Domnului aici în Evanghelia după Matei, capitolul 2, după ce s-a născut Iisus din Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Este perioada sărbătorilor de iarnă, așa cum o numim noi, sărbătoarea în care ne aducem aminte de întruparea Domnului Iisus Hristos, venirea în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu. Deja mesajul cântărilor care s-au cântat și în seara aceasta răsună oarecum pline, aducând bucuria aceasta, pline de farmec, aducând bucuria aceasta a venirii în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Mă gândeam la ce ar putea să ne provoace pentru anul acesta, în perioada acestor sărbători. Uitându-mă la oamenii aceștia, din cuvântul lui Dumnezeu, i-am găsit că oamenii ăștia au fost niște oameni înțelepți care au căutat ceva. Și căutarea magilor sau căutarea lor era de fapt căutarea lui Dumnezeu. Sărbătorile acestea nu știu cum v-ați plănuit să le petreceți. Nu știu care sunt planurile pe care le aveți. Mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră deja nutriți planuri. Dacă nu le aveți deja puse împreună, deja începeți să vă gândiți cum ați putea să petreceți sărbătorile de iarnă. Alții, poate deja aveți cumpărate biletele de călătorie pentru a vă întâlni cu cei dragi. Sau eu știu ce alte planuri v-ați făcut pentru sărbătorile acestea. Fiind o perioadă liberă de la școală, poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți la o perioadă de odihnă, să vă retrageți puțin, să vă liniștiți, că după un an aglomerat. Îngăduiți-mi să vă lansez o provocare pentru anul acesta, pentru sărbătorile acestea. N-ați vrea să-L căutăm și noi mai mult pe Dumnezeu? Așa cum L-au căutat magii. Magii au pornit în căutarea aceasta, o căutare foarte interesantă, o căutare misterioasă. Ei n-au știut după ce se duc și pe cine caută. Arta pe care o stăpâneau de a citi în stele, de fapt le spunea că s-a întâmplat ceva undeva în zona Ierusalimului. Și pentru că nu puteau stăpâni cu exactitate și nu aveau toate informațiile necesare, s-au pornit în căutarea aceasta, care pe parcurs se transformă în căutarea de Dumnezeu. Ei nu știau ce vor găsi. Am văzut căutarea lor ca fiind inițiată de Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut provocarea aceasta. Când ei au pornit la drum, ei au pornit la drum pentru că au văzut o stea. Ei aveau cunoștință de faptul că stelele cerului sunt coordonate, administrate în mod supranatural de un creator care veghează și este stăpân peste creația lui. Văzând steaua aceea răsărind, apărând pe cer, s-au lăsat mișcați de motivația, de provocarea aceasta de a-L căuta. Provocarea, de fapt, venea direct de la Dumnezeu. Pentru că Cel care a făcut să strălucească stelele pe cer este Dumnezeu, Creatorul, binecuvântat să fie numele Lui. Și cartea Genesei ne vorbește atât de clar despre El, că nu este absolut nimeni ca Dumnezeul nostru. El este singurul care poartă titlul de Creator, lăudat să fie numele Lui. De asemenea, căutarea lor, căutarea aceasta, care este o inspirație pentru noi astăzi, a fost animată de dorința închinării. Ei, de fapt, l-au căutat pe acel împărat, acel rege, căruia au văzut steaua, cu o singură motivație. Motivația n-a fost aceea de a deține sau obține mai multă influență decât aveau. N-a fost nici măcar ideea de a stabili o relație de lungă durată. Ei au venit declarat de ei cu scopul să se închine. Practic, motivația care era în inima lor, care a pornit sau i-a determinat să pornească în călătoria aceasta a căutării regelui, era închinarea înaintea marelui stăpân, înaintea regelui. Și un ultim lucru care aș vrea să-l subliniez este că această căutare a fost într-un mediu foarte ostil. N-a fost un mediu favorabil pentru ei. Am putea vorbi mult despre provocările pe care le-au avut, călătoria pe care au avut-o, enigmele la care a trebuit să găsească deslușire și înțelegere, plus oamenii pe care i-au întâmpinat la destinație. Niște oameni care păreau să fie surprinși de mesajul pe care ei îl aduc. Și ulterior îi găsim în Scriptură, fiind chiar împotriva ideii
nașterii unui împărat altul decât l-ar fi știut ei. Și acum aș vrea să venim la noi, căutarea noastră de anul acesta. N-ați vrea să ne punem în gând și în inimă, chemați de provocarea, de dragostea lui Dumnezeu, să-L căutăm pe El. În urmă cu 2000 de ani a răsărit pe cerul Ierusalimului o stea care s-a identificat între celelalte mai deosebită, mai specială. Dar a fost o zi în viața noastră când pe cerul vieții noastre a apărut steaua binecuvântată a luminii lui Dumnezeu și prin ea am primit invitația de a-L căuta pe Dumnezeu. Ne-a ieșit El în drum și în ochii noștri a apărut pentru prima dată sclipirea dorinței de Dumnezeu. Dorința de a-L cunoaște, dorința de a ști mai mult despre El, dorința de a ne apropia de El, de a ne închina înaintea Lui. Aceasta este, de fapt, mâna întinsă a dragostei lui Dumnezeu. Mă uit că în jurul nostru, peste tot, magazinele deja sunt pline, se vede că economia merge un pic mai bine decât în alți ani, pentru că dacă te duci pe aici, pe străzile de lângă Mall of Georgia, trebuie să-ți iei în plus cu 10 minute dacă vrei să ajungi la destinația pe care o ai. Pentru că oamenii dau buzna în shopping center-urile acestea mari pentru a face cumpărături. Intri în diverse locuri să aprind luminițile acestea care au menirea de a ne introduce în atmosfera aceasta a Crăciunului, a sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. N-ați vrea dincolo de toate acestea, de freamătul pe care îl vedem în jurul nostru, să ne lăsăm duși în inima noastră de provocarea aceasta primită din mâna lui Dumnezeu de a-L căuta pe El mai mult. În spatele luminițelor acestea să fie dorința de a găsi adevărata lumină. În spatele decorurilor frumoase cu care ne împodobim casele să fie dorința de a obține frumosul desăvârșit care este El, Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. N-ați vrea să-L căutăm mai mult? Poate căutarea aceasta este o căutare care va întâmpina dificultăți și din ce în ce mai mult suntem loviți de ostilitatea mediului în mijlocul căruia ne ducem existența. Suntem înconjurați de oameni care nu mai zâmbesc la uzul numelui Iisus Hristos. Suntem înconjurați de anumite sisteme politice și sociale sau chiar dependenți de ele care sunt deranjate de pronunțarea sau rostirea numelui Iisus Hristos. Dar în ciuda ostilității acesteia, n-ați vrea să ne punem de gând să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu? Îl vom găsi numai dacă îl căutăm dintr-o motivație corectă. Dacă în inima noastră este dorința să ne închinăm Lui, atunci va apărea din nou pe cerul vieții noastre lumina binecuvântată a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va onora căutarea, dându-ne parte de binecuvântarea de a-L cunoaște și de a-L găsi pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Mă rog Domnului ca sărbătorile acestea să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră pline de El, de Hristos. Nu numai mesajul de pe felicitările care ne le transmitem unii altora să rămână oarecum transmis între noi, ci bucuria aceea care numai El poate să o pună în inimă, pacea care vine numai de la El, pe care numai El o poate produce, numai El o poate genera, să fie cu adevărat în inima noastră. Vă doresc cu toată inima sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și rog pe El să onoreze căutarea fiecăruia dintre dumneavoastră anul acesta, dându-vă parte de bucuria părtășiei cu Hristos Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Amen.
De la Florida. Mă bucur să văd multe fețe care le cunosc. Am văzut frați de la Portland, am văzut frați din Seattle și în 30 și ceva ani de America sunt mulți frați care s-au mutat, dar este o bucurie după mulți ani de zile să ne vedem. Ne bucurăm de invitația care ne-ați făcut-o să fim. Cu dumneavoastră vă aducem cele mai calde salutări de la Florida, la noi încă se poate purta tricou. Ne vă mulțumim pentru vizita care ne-ați făcut-o și vă așteptăm oricând. Am doar un gând în această seară și gândul meu are să fie în engleză, deoarece este adresat mai mult tinerilor, dar nu doar lor. În toate Domnul să fie lăudat. I have a question for you guys. How many of you
like to be celebrated and appreciated. Okay, and the rest of you are lying. Absolutely everybody wants to be loved and appreciated. I've been married for 18 years, and my wife, Violetta, she loves the seasons. She loves to decorate the house for spring, for summer, for fall, and especially for Christmas. And every time it's my birthday or every time we have an event in our family, she makes sure that the decorations look just right. She wants to find out if I want the latest phone or what food I want to eat. And all of those things are wonderful. But you know what I appreciate the most from all of that? It's that I'm loved. That somebody cares and expresses her love in that way. I want to assure you that Jesus is being honored tonight. All the decorations that you see here, all the songs, all the practices that they've had, all of this honors Jesus, without a doubt. I remember a few years ago, my wife and I, we decided every time we're going to enter and leave our home that we were going to pray, just a short prayer, just to honor God. About a year later, we had a prophetic word, and the ladies started off saying something like this. I am honored by the fact that every time you enter and you leave your home, you honor me. Now, nobody knew about that. So I want to assure you, the fact that you're here tonight, if you're here to honor him, it honors him. And we want to honor him tonight. I'm sure if I was to ask you all, if you have desires, if there's things that are in your heart, there's things that you want, I'm sure that every one of you would write something down, would have something to say right away. And your closest friends, those who know your heart, would probably know what's on your heart. And really, the deepest desire is that to be loved. We want many other things, but to be loved. Since this is a season where we're celebrating Jesus, and there's no doubt that we are, I want us to stop for a second and ask ourselves, what is on his heart? If there's something that Jesus would want, what would it be? If we could give him something, what does he really want? He enjoys everything that we've done tonight. But if you were to look into his eyes and say, Lord, what do you really want? If there's something that I could do for you, what would it be? You know what Jesus would say? Son, give me your heart. Imagine, for those of you that are young, imagine getting married and your wife does absolutely everything for you. Or your husband would provide for the home, would say all the right things, but you knew that they weren't motivated by love. How would you feel? Well, you'd feel awful. You'd say, I'd rather not have any of those things and be loved than have all of those things. You know what? Jesus is saying exactly the same thing. I appreciate all of those things. But listen, I want your heart more than anything else. Now, I was blessed to grow up in a Christian family like most of you here. Okay? I went to Sunday school and I was involved in all the plays. I was one of the magis. I still have pictures. I grew up singing in the kids' choir, singing in the orchestra, singing in the church band, singing in the church choir, youth choir. We even had our own garage band. We would sing in church occasionally. But you know, as I thought and I pondered about that, was it really to honor Jesus? And I have to be honest and say that it wasn't that I didn't mean to honor him, but it was just something to do. I mean, I went to church practically 3 or 4 times a week, but it wasn't necessarily to honor Jesus. It's where the action was at. It's where all my friends were at. And I look back and I didn't intend to do any of those things. I just wasn't aware that Jesus was after my heart. I want to tell you something. He's after your heart tonight. And I want to ask you, what is motivating you to come to church?
What's motivating you to serve him? What's motivating you to honor him? Because that's really what matters. He's really after your heart. Jesus says something to Laodicean church that kind of shocked me when I considered what he was saying. He was saying, behold, I stand at the door and knock. Now remember, he's writing this to a New Testament church. They're having church inside. They're having a prayer meeting. They're having praise and worship. They're having sermons. They have individual soloists. And think about this. He's telling them, hey guys, I'm at the door. I'm knocking. And really, I think he's knocking on a bunch of hearts. You know, every time you feel a tug to get closer to Jesus, every time you think, I need to spend more time in prayer, I need to honor God more, do you know that that's not your thought? I don't think you recognize that that was Jesus knocking at your door. And he's saying, hey, listen, I'm not a respecter of persons. If anyone opens, I will come in and I'll have fellowship with him. It doesn't matter how rich, poor, young, or old. He doesn't discriminate. The God of the universe who spoke the world into existence, hey, listen, he's the Word, and by the Word, everything was made. When Jesus spoke, the universe was created. This is the same God that's knocking at your door. I'm always fascinated by seeing videos from the 20s or 30s. They're still black and white. And you know what I see? People exactly like today. They're absolutely ecstatic by their Model T Ford. You know, I think our lawnmower has more technology than a Model T Ford. They're busily running around. And I'm thinking, where are they today? You know what? Not one of them is alive. What was it so important that they were running around about 100 years ago that matters today? They've entered eternity, and eternity doesn't end. You know what? It's no different today. People are just running around, happy about their latest house or their latest car or the career or the degree they just got. Let me tell you something. That won't matter 100 years from now. But what you do now can matter for eternity. You know, the wise man, the magi, coming from the east, sought the king. I want to tell you something. Wise men still seek him. May God help us with that. Amen. Oh,
La un moment în istoria poporului Israel, Domnul Dumnezeu l-a sfătuit pe Iosua cum să procedeze la trecerea Iordanului. Și de acum, în fața unei situații noi, poporul era gata să vadă minunea lui Dumnezeu în intrarea în țara promisă. În tot procesul acela al pregătirii, Dumnezeu îl sfătuiește pe Iosua câteva lucruri și spune lui Iosua că trebuie să sfătuiești poporul la sfințenie și la ascultare de Dumnezeu. Pentru că astea sunt două lucruri cu care oamenii trebuie neapărat să-L întâmpine pe Dumnezeu întotdeauna. Astea nu se vor schimba niciodată. Dar trebuie să mai faci ceva. Pe lângă toată pregătirea, după ce se vor deschide apele, trebuie să poruncești oamenilor să ia niște pietre din apă și când veți trece pe marginea alaltă, să le păstrați ca aducere aminte a biruinței pe care a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să facă lucrul ăsta pentru că noi oamenii uităm în general.
Și pietrele de aducere aminte, dacă vă uitați în Scriptură, au scopul și rolul de a împrospăta memoria, de a ne aduce aminte de ceva ce s-a întâmplat în trecut. Ei bine, în seara asta noi n-am trecut nici prin Iordan și n-avem nici pietre, dar vrem să facem ca evenimentul să rămână memorabil și cei care au participat în evenimentul acesta să nu uite că au fost aici. Aș vrea să le invit pe fratele Larry să vină aici lângă mine, pentru că avem pregătit câte un certificat de participare pentru dirijorii care sunt prezenți și reprezintă bisericile lor în festivalul acesta coral de muzică creștină. Vrem să mânăm un certificat de participare cu scopul de a nu se uita niciodată fratelui Gabriel Văcean. Frate Gabriel, Domnul să vă binecuvinteze și să vă țină puternic în lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, vrem să înmânăm un certificat de participare fratelui Dragoș Juravle. Dumnezeu să te binecuvinteze și lucrarea pe care o faceți împreună cu corul de la Biserica Elim și întreaga biserică de acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și de asemenea vrem să mânăm un certificat de participare fratelui Andrei Piu. Frate Andrei, Dumnezeu să te binecuvinteze și lucrarea pe care o faceți la Biserica Elim, să vă dea Domnul putere să propășiți și să creșteți tot mai mult în slujirea lui Dumnezeu. Și aș vrea acum să-l invit pe fratele Vasile Strâmbu pe scenă. Fratele Larry nu pleca. În spatele evenimentului acestuia este fratele Larry. Dacă i-aș fi spus dinainte că fac treaba asta, n-ar fi acceptat nici în ruptul capului. Dar aș vrea să-l chem aici în față. Din partea Bisericii Philadelphia, din partea conducerii, avem un certificat de apreciere. Fie ca acest certificat să rămână o piatră de hotar, o piatră de aducere aminte pentru lucrarea aceasta frumoasă pe care o faceți în numele Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze! Întotdeauna, în lucrarea de slujire în biserică, este tendința de a fi o mică tensiune între muzicieni și predicatori. Că nu știu care să aibă mai mult timp într-o slujbă. Ei bine, în seara asta noi vrem să facem o declarație înaintea lui Dumnezeu și înaintea tuturor celor prezenți, că în lucrarea lui Dumnezeu noi trebuie să lucrăm frumos împreună. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze acești oameni care conduc corurile bisericilor noastre. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare corist care este aici pe scenă și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care fiecare dintre voi o faceți. Mă rog Domnului ca El să vă dea energia necesară, puterea de a sluji Domnului cu lepădare de sine și să păstreze în voi motivația sinceră de a-L sluji pe El până la capătul vieții voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru mine cântarea e foarte importantă, că eu chiar dacă predic Evanghelia, eu m-am întors la Domnul în urma unei cântări. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze și pe fiecare dintre ei să binecuvinteze lucrarea pe care eu o fac pentru gloria Domnului. Amin. Vă mulțumim și vă prețuim în Domnul. Și acum aș vrea să vă rog pe toți să ne ridicăm în picioare, urmează să cântăm o colindă, rămânând în spiritul acesta frumos al închinării înaintea Domnului nostru. Cântăm împreună colindul acesta și îl vom onora pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Spunea cineva care a participat toată la o biserică evanghelică, a zis, domne, numai la pocăiți se dă bani cântând. Restul de obicei, când noi dăm bani, noi dăm altfel. E bine, de fapt, noi înțelegem că în spatele dăriciei noastre este închinare înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este o formă prin care îl onorăm și îl cinstim pe Creatorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Dorința noastră Dorința noastră este să ne închinăm Domnului împreună. Nu numai noi să cântăm, dar acum și împreună. Și am ales pentru acest moment cântarea foarte generic. Astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea Islei tale, copilaș din altă lume, obosit de chin și cale. Copilaș din altă lume, obosit de chin și cale. Haideți să ne închinăm Domnului toți. Thank you.
Astăzi vin și-mi plec genunchii, înaintea iesei tale, copilași din altă lume, obosit de fric și cale, copilași din altă venit din cerul.
Amen. Și mai zic o dată, lăudați să fie Domnul. Amen. Am dorit această seară să fie... Așa cum a spus și pastorul Iulian, ca o piatră de aducere aminte, zilele acestea s-au împlinit 15 ani de când, cu ajutorul lui Dumnezeu, a avut loc prima ediție a Festivalului de Muzică Corală Atlanta 2003. Fratele Vasile Strâmbu își mai aduce aminte că dumnealui ne-a susținut atunci și doresc încă o dată să zic binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Doresc să mulțumesc Domnului în mod special pentru această seară. Am numit-o noi, eu personal am numit-o generic, jertfa de seară. Am vrut să aducem un prinos al dragostei noastre, la răspuns, la dragostea lui Dumnezeu care l-a trimis în lume pe Fiul Său, pe singurul Său Fiul Iisus, care a murit, a înviat și ne-a răscumpărat ca să moștenim cerul. Amin? Amin. Lăudat să fie El. Amin. Nu sunt predicator, n-am să vă predic. Am vrut doar atâta să mulțumesc Domnului pentru acești coriși minunați cu care în fiecare săptămână eu, fratele Dragoș, fratele Andrei, fratele Gabi Vocean în Arad la Biserica Betania, în fiecare săptămână, miercuri sau vineri, ne întâlnim la repetiții, duminica, dimineața, duminica, seara, slujim Domnului. Și fie ca Dumnezeu să primească slujirea noastră. Amin. Doresc să mulțumesc în mod special pastorului Costia, care ne-a susținut, bordului de conducere și tuturor fraților din conducerea bisericii. Vă mulțumim pentru suport, pentru rugăciuni, pentru mustrări când am avut nevoie, pentru încurajări când mi le-ați dat. Doresc să mulțumesc tuturor departamentelor, începând de la media, departamentul de administrație, de departamentul de Sunday School, ne-a ajutat cu copiii săptămâna asta, departamentul muzical, împreună cu fratele Vasile Pop și corul în mod special. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să primească jertfa noastră. Le-am spus, și Cain și Abel a adus jertfă. Jertfa lui Cain n-a fost primită. Și tot asta ne-am rugat. Ca Dumnezeu și jertfa noastră să fie jertfa lui Abel, care Dumnezeu să o primească. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Amin. Mulțumesc și dumneavoastră care ați găsit de bine să veniți să petrecem o seară de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte care ați lăsat alte lucruri și ați venit să ne închinăm Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Să-i cântăm toți acea cântare, zi de sărbătoare, cântăm laudă Domnului. Ca un cor de îngeri, laude osanale, către ceruri înălțăm. Să-i cântăm,
Voi trece pe malul celălalt. Să
Vă invit acum cu mult respect să ne ridicăm cu toți în picioare. Ne pregătim de concluzia serii și pe lângă toate cuvintele de mulțumesc frumos care au fost adresate în seara aceasta, cred că se cade ca fiecare dintre noi să spunem un mulțumesc Domnului Iisus Hristos. El este stăpânul vieților noastre și pe El înălțăm, binecuvântat să fie numele Domnului. Vă chem să facem lucrul acesta împreună cu toții, în inimile și în gândurile noastre, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru seara aceasta, iar cu voce tare îl levi pe fratele păstor Vasile Strâmbu să mulțumească Domnului. Neprihănitule Tată care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, oportunitate pe care ne-ai dat-o ca în seara zilei de astăzi să fim adunați în numele Tău, să cântăm laudă Ție, să binecuvântăm numele Tău și să Te glorificăm căci meriți, slăviți să fii în veci de veci. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, căci Tu ai dat această binecuvântare ca toți împreună să avem momente fericite, momente pline de bucurie, căci la picioarele Tale, Doamne, am găsit liniștea, am găsit pacea și am găsit mântuirea sufletelor noastre și îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim, o Doamne, pentru toți cei ce s-au ocupat de acest eveniment. Îți mulțumim și Te rugăm, o Doamne, răsplătește-le, Doamne. Te rugăm, răsplătește munca lor, atâta timp, o Doamne, cât au petrecut pentru a aduce laudă în numele Tău. Te rugăm ca Tu să-i răsplătești, o Doamne, cu viață veșnică. Te rugăm ca să răsplătești, o Doamne, și să binecuvintezi întreaga audiență. Și în numele Domnului Iisus Hristos, vrem să-ți rămânem și să-ți promitem, Doamne, Te iubim și Te iubim din inimă, slăvit și binecuvântat să-ți fie numele. Te rugăm, o Doamne, rămâi cu noi, binecuvintează în continuare frații noștri, surorile și întreaga audiența. Vrem să fie numele Tău pus peste toți, căci sub numele Tău avem pace, avem liniște, avem, o Doamne, binecuvântare și progres. Și îți mulțumim. Amin. Vă rog să mai reocupați locurile doar pentru câteva momente. Încheiem aici frumoasa seară de închinare adresată Domnului Iisus Hristos, mulțumindu-vă fiecăruia dintre dumneavoastră pentru prezența aici. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că puteți să fiți un pic mai darnici cu un amin, că ziceam de dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Apreciem cu toată inima toată slujirea fiecăruia dintre cei care au fost aici pe scenă și chiar dacă noi am pomenit cu numele pe fiecare dintre ei, mulțumim Domnului pentru fiecare și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Personal, în numele Bisericii Philadelphia, doresc să mulțumesc tuturor păstorilor din comunitate, păstorilor de la Bisericile Evanghelice, pentru că cu concursul dânșilor este posibil organizarea acestui eveniment, ori de câte ori se organizează, și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile române din metropola Atlanta. Amin. Domnul să binecuvinteze bisericile române și din Hollywood, Florida, Domnul să binecuvinteze bisericile române, bisericile din pentecostale, baptiste, evanghelice, din Arad, numai române sunt, de fapt sunt și maghiare, și germană este biserica în Arad, nu? Dumnezeu să binecuvinteze toți credincioșii de pretutindeni, amin. Prețuim foarte mult și parteneriatul nostru cu Credo TV. Prin intermediul acestei televiziuni, evenimentele pe care noi le avem în comunitate sunt transmise în jurul lumii. Dorim și pe ei Dumnezeu să-i binecuvinteze. O lucrare care se face cu mult sacrificiu și dăruire și ne rugăm ca Dumnezeu să poarte de grijă acestei lucrări. Să nu uitați printre darurile pe care le faceți cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să vă gândiți și la cei care lucrează prin media, pentru că uneori ne gândim la săraci, la orfani, la cei care au nevoie de diverse feluri și uităm de anumite categorii care fac lucrarea din spate. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le poarte de grijă în toate. Amin. Ne despărțim, vă rog să duceți cu dumneavoastră în bisericile dumneavoastră salutul binecuvântat Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine, și să aveți sărbători fericite împreună cu familiile dumneavoastră și bisericile în care vă închinați. Dumnezeu să vă binecuvinteze.